Astăzi, în penultima zi a programului, ne-am bucurat de venirea în mijlocul nostru a preasfințitului Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a slujit alături de noi dumnezească liturghie și în aceste clipe desfășoară un atelier cu participanții la aceste cursuri. Noutatea atelierului de anul acesta constă în invitarea a trei categorii de formatori, membrii ai administrației eparhiale Arhiepiscopiei Iașilor, părintele vicar administrativ, consilieri și inspectori ai Centrului Eparhial Iași, domnul Ciprian Olinici, consilier patriarhal de la București, apoi părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, psihologi, preoți, părintele Răzvan Ionescu de la Paris și alții care au urmărit să atingă obiectivele și nevoile pe care preoții recent hirotoniți le-au enunțat înainte de a veni la aceste cursuri.